Polițiștii secției 12 rurale Periam au organizat și desfășurat activități informativ preventive adresate bicicliștilor, conducătorilor de trotinete electrice, mopediștilor și conducătorilor de atelaje hipo în localitatea Periam, Sunt Mare și Igriș, în vederea reducerii numărului de accidente rutiere și minimizarea consecințelor acestora, precum și conștientizarea participanților la trafic privind importanța respectării normelor de circulație. În cadrul activității, polițiștii au împărțit bicicliștilor și conducătorilor de trotinete, veste reflectorizante, în vederea asigurării vizibilității acestora pe drumurile publice pentru prevenirea accidentelor. În condiții de lumină scăzută sau pe drumuri mai puțin iluminate, bicicliștii, conducătorii de trotinete electrice, mopediștii și conducătorii de atelaje hipo sunt adesea greu de observat de către ceilalți participanți la trafic, iar prin folosirea echipamentelor reflectorizante și aluminilor adecvate, se reduce semnificativ riscul de accidente cauzate de lipsa vizibilității. De asemenea, la au fost prezentate măsurile pe care fiecare categorie de participanți la trafic le poate lua pentru a-și asigura propria siguranță și pe cea a celorlalți și au fost informați cu privire la principalele cauze ale accidentelor de circulație, cum ar fi neatenția, neacordarea de prioritate și consumul de alcool. Prin aceste acțiuni încurajăm participanții la trafic să adopte un comportament responsabil pe drumurile publice, transmit reprezentanții IPJ-Timiș.